Și hai să-l facem pe domnul Kewell măcar pe contul ăsta de Road to Glory. Vorbeam aici cu băieții pe live că aș fi vrut să-l fac actually pe contul mare, dar deja știți pe contul mare ce schimbare am avut pe poziția respectivă. Băieții de pe live încă nu știu, o să afle mâine pe clip. Și vreau să-l facem pe acest Kewell și îl băgăm la echipă. Are agility, super bun la stats, toate cele. Am mai discutat despre el abia când s-au băgat noi heroes. Arată demențial, este din Premier League respectiv și la final probabil la exchange voi avea nevoie de jucători din Premier League, cel mai probabil. Și nu știu care e situația la nivel de acești jucători la mine pe contul ăsta și sper să nu fie nevoie să cheltui prea mulți coins și poate chiar mai mulți coins decât am eu acum în momentul de față. Vedem. Și cum vreau eu să-l bag la echipă, pentru că știți, pe poziția respectivă l-am pe domnul Neymar Sito, pe left winger, dar le spuneam și băieților de pe live mai devreme, l-aș încadra acolo pe poziția de right winger o perioadă, o să-și piardă doar un over acolo la skill boost, nu e mare scofală, mare brânză, whatever, o să-și facă treaba acolo și ulterior deja când e să pun mâna pe un right winger consacrat bun, o să-l scot din ecuație pe Neymar, îl bag acolo pe Kewell, deja pe right winger vine cardul ăla nou, ipotetic despre care vorbeam și văd cu Neymar dacă pot să-l vând sau nu, probabil nu o să pot să-l vând deja la momentul ăla. Dar vedem. Am jucat toate meciurile, skill game-urile și ce trebuia să mai jucăm noi pe aici la acest domn Kewell și trebuie să mergem acum să facem exchange-ul ca să luăm și avem nevoie nu de jucători din Premier League și la mine situația nu e foarte bună cu jucătorii din Premier League. Verificăm imediat ce am, ce nu am, ce va trebui să cumpăr. Sper să nu fie cazul cumva printr-o minune sau printr-o anti-minune să nu am suficienți coins ca să-l fac. În caz de va trebui să cumpăr foarte multe carduri de pe market, sper să nu fie cazul. Dar acum vedem, trebuie să destram întâi echipa aia unde am băgat jucătorii din Australia și jucătorii de Premier League ca să-i folosesc deja la exchange. Deci stai, e nevoie de jucătorii pur și simplu de 97+. Și de ăștia n-am mici. Ok, deci da, trebuie să jucăm ăștia ca să folosim acolo jucători din ea, de o să luăm la pachetul ăla de 98+. Nici de ăștia n-am nimica decât un de-asta. Deja mă doare sufletelul. Vezi că nu prea e rău situația, sincer să fiu cu dumneavoastră. Aș băga carduri din astea pe aici, sincer. Pe ăsta de 90+ deja nu, hai să băgăm și de ăștia atunci. Stai că ăștia sunt din Premier League, hai să băgăm pe ăștia că mai era nevoie și de ăștia din Premier League parcă pe acolo. Bagă-i așa. Sau nu e 87+ din Premier League, nu. Visam eu, las-o așa atunci. Heroes am doar atâția și de ăștia de 80+ acum tot am puțin 3. Hai că băgăm atâta, mai mergem să cumpărăm 3. Nu prea e rău situația. Pe ăștia îi rezolvăm de 97+. Dar ar trebui să-mi ajungă coins, nu? Ca să cumpăr, uite, de ăștia de 93+, de 90+ și ce mărunțișuri mai am pe aici de cumpărat. Am jucat meciurile de la Rivals of the Year cu băieții pe live. Luăm reward-ul ăsta minunat, unde avem și un pachet de 106+. Dar ne interesează mai mult aceste TOTY tokens ca să luăm iară jucători de ăștia de 98+ și să avem resurse pentru... și pentru exchange-ul pe care vrem să-l facem al lui Kewell, dar și pentru alte exchange-uri pe viitor. Nu cred că o să bag jucătorii dați să mai deschid pachete din asta de la TOTY, că mi-am dat seama că nu prea mai au sens. Hai să vedem. Portughez, right midfielder, nu țin minte, Bernardo Silva, 107 sau 106? 107, frumos. Măcar nu mi-a dat minimul minim. Ok, dar oricum n-am ce să fac cu el, așa e. Cu acest domn, ia să mergem să vedem care e situația lui pe market, dar nu prea vreau să intru în depresie. Da, trebuie să fie așa cum preconizez, 9-9-9+, nu e așa? Ia să vedem. Bernardo Silva, sell. Unlock, sell, yeah. Easy, hai că se vinde ăsta. Dar uite, pe el aș putea să-l bag în locul lui Dembele, dar am zis că o să vină Kewell mai bine pentru o perioadă acolo și pe ăsta și pe Kane, chiar dacă au o vreme mare. Trebuie să-i țin așa la echipă, să fac nimica cu ei. Bun, deci am luat jucătorii ăștia. Hai să mergem să mai vedem cum stă situația la exchange-ul lui Kewell. Să ne punem încă pe înșteană ce trebuie să cumpărăm de pe market, ce nu. Și vedem, de aici pot să deschid eu ceva.
să mai fac rost de niște heroes. Ia să vedem, nimica, nu pot să decid. Pot să joc astea, dar chiar nu mai am chef. Mergem și cumpărăm de pe market, să sperăm că o să ne ajungă coins și, și toate cele. Ia, 97 plus, Premier League. Nimica chiar din Premier League la ăștia de 97 plus, nu-i așa? Fac prostia asta. Dar, doi cred că o să încerc totuși să cumpăr, văd dacă mi-ajung coins. Văd dacă mi-ajung coins sau nu, dar aici măcar. A, tot e din Premier League condiția. Și nici aici nu pot să bag de ăștia de 98. Faci! Trebuie să cumpăr prea mulți. Deci nu m-au ajutat cu nimic ăia de 98 plus. Olo, doamne, 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 doamne. Hai să vedem întâi ăștia de 93 plus din Premier League. Să cumpărăm 6, da? Deci hai să dăm claim inițial la ce am cumpărat noi pe aici. Claim all players. 8 milioane de coins. Hai să merg să-i bag și mai vedem de ce, cum, cât avem nevoie. Să-i bag și la calculator acolo. Deci aveam 400 de mii plus cât 8 milioane 250 de mii să punem. 8 milioane 250 de mii, yep. Să vedem câți bănuți băgăm pe aici, în ăștia. Mai dăm o dată claim la tot ce am cumpărat. Încă de 4 milioane 700 de mii. Să punem acolo la calculator. 4 milioane 700 000. 4 milioane 700 de mii. Suntem la 13 milioane jumate aproape. Hai că nu ne-am dus încă la un preț atât de mare. Cred că am rezolvat-o și am cumpărat deja tot ce era nevoie de cumpărat. Am cumpărat, cred, doar un ăsta în plus chiar, de 80 over, dar îl folosim noi la alte exchange-uri pe viitor. Hai să punem încă 2 milioane 600 de mii acilea. 2 600 de mii. Așa, 2 milioane 600 de mii. Egal 16 milioane de coins aproape. Not bad, oricum. Oricum, tot mi-a ieșit destul de ieftin pentru, pentru un card de 110, nu? Dar mă gândeam că o să am și mai multe resurse, de fapt, și va putea să, o să-mi iasă și mai ieftin cardul dat. Dar da, mai ales acum, acum totuși s-au schimbat aceste prețuri minime la cardurile de pe market, puteți să mai mergeți, să mai faceți niște heroes din ăștia, că chiar dacă n-aveți cine știe ce resurse, cum prețurile sunt mai mici și ăștia respectiv, puteți să-i faceți la prețuri mai mici heroes. A, am zis cum, chiar n-am, trebuie să merg să mai cumpăr unul de ăsta? Parcă calculasem bine. Da, și aici am luat unul în plus. S-a rezolvat, nu? Toate condițiile, exchange, vină domnule QL la echipă, evident fără walkout. De ce nu vor ăștia să implementeze o de ăsta de walkout, o animație de walkout și pentru cardurile astea de hero, de la Heroes Journey? Nu știu, dar asta este, am rămas decât cu 3 milioane și ceva de coins. Cam jale, hai să mergem la echipa de bază, să-l băgăm direct pe Q-ul acolo și ulterior să... Sau hai întâi să deschidem pachetele și după facem toate mutările la echipă, ok? Hai să deschid și alea de... putem să le mai deschidem. Am zis aici întâi să verific dacă pot să deschid și ăsta de... de 106 plus, nu? De la Honorable Mentions, de la acest prim milestone. Deci, ia, pot să deschid din astea încă 3. E suficient 3? Cred că la limită, dacă nu pot să-l deschid... La bătaie este un singur pachet ăsta pe care ar trebui să-l mai deschid. Da, trebuie să mai deschid încă unul și nu am nu am de unde să fac rost de puncte din astea ca să mai deschid efectiv unul. Hai că dau 2000 de FIFA points ca să deschid un pachetel din ăsta la sigur. Bă, ce părnaie. Ok. Deci rămânem doar cu ăsta de la reward puff de 108. Am înțeles. Aia astea. Deci, momentul adevărului. Ce aș vrea probabil de la ăștia? Trebuie să apăs aici ca să-mi arate. Probabil n-aș vrea Salah, pentru că m-ar încurca puțin pentru ce vreau acum deja să fac cu acest Q-ul. Mane, nu era left, left midfielder, mă întrebase cineva mai devreme pe live. Și ziceam că e left winger, mi se pare, dar nu, e left midfielder. Nu știu ce m-ar ajuta ca să bag la echipă de, din ce ar putea să pice aici, sincer. Lasă pici orice, în afară poate de portar și de Cancelo. Cu ceilalți văd eu ce fac. Mă gândesc la vreo mutare, ceva. Și vedem ce se întâmplă. Ia. Dă-ne ceva frumos. Casemiro sau Virgil? Hai să vedem dacă ți merge predictul sau nu. Giao Cancelo left back. Why? Fix din aia doi pe care am zis că nu prea i-aș dori. Fix din aia au picat. Nici nu cred că are sens să mă uit care e situația lui pe market. Nu, dar hai să... pur teoretic,
Întâi pur teoretic să văd care e situația rea a ăstuia, deci nici ăsta nu se vinde, dacă ar fi să fac mutarea, știi, să-l bag pe Cancelo în locul său. Și aici e aceeași situație, deci da, m-a băgat în depresie ăsta, dar ia Hakimi. Da, cred că asta o să fac, nu? Îl bag pe ăsta pe left, pe right back, pe Cancelo și îl vând pe acest Hakimi cu schema ță, îl vând la sigur și măcar recuperez ceva coins. Ce spuneți? Bun, ne-am decis. Îl băgăm pe Cancelo pe right back și pot să-l vând pe acel Hakimi. Deci așa o să facem, hai să facem mutările. Și bine, acum mi-am dat seama, m-am gândit bine când am pus pe Hakimi, am zis să nu-i dau train, că poate îl schimb cât de curând. Și vezi că am luat o decizie bună și acum nu trebuie să mai cheltui puncte de transfer ca să fac mutarea respectivă și nici lui Cancelo nu o să-i dau training momentan. Pentru că probabil cât de curând tot o să bag acolo un right back consacrat, cine știe, poate prin ceva sau poate o să cumpăr la un moment dat. Momentan îl las așa fără training. L-am băgat și hai să-l băgăm și pe Kewell deja în locul lui Dembele. Îl băgăm aici, bam, bam, bam. Deci, actually, tot și bine. Și ziceam că nu vreau Cancelo, dar uite, nu m-am gândit la mutarea asta inițial. Vezi că e mai bine, pentru că dacă îmi pica vreun left back sau un left back, un left winger, Son sau ăsta, nu știu dacă puteam să-l vând pe Neymar sau și dacă puteam să-l vând, trebuia, uite, să cheltui puncte de transfer și chestii și era mai complicată treaba. Dar așa vezi că e bine cu acel Cancelo. Important e să-l vând pe ăsta. Trebuie să folosesc schema ții și ar trebui să-l vând la sigur, că e sub 100 de oferte Hakimi. Deci suntem bine, ia să vedem la details, pot să-i dau upgrade și la skill boost lui Kewell sau nu prea pot să-i dau, nu pot să-i dau. La training, avea training ăsta, nu? Dembele, parcă, sau nu avea training? Avea training, level 10, train, să-i dăm transfer lui Kewell. Vreau să scap cât de curând și de Rodri și de Amrabat, dar nu prea, nu știu, pe market nu prea cred că o să pot scăpa de ei și să bag niște mijlocași de ăștia, să stea pe pozițiile lor cum trebuie, dar momentan rămâne așa echipa, am crescut totuși cu novare, avem 122, acolo, not bad, dar hai să fac și la echipa cu schema ță, aceleași două mutări și să merg să-l bag pe market, pe Hakimi. Momentan nu stau să dau mai mult training, să-i dau mai mult training lui Kewell sau altcuiva de la echipă, nu are sens. Că am rămas cam jale acolo la coins și probabil văd și la ceva skill boost-uri pot să dau upgrade, dar nu o să fac asta momentan. Mai ține coins că sunt cam jale. Acum dacă apuc să-l vând măcar pe ăsta și am zis trebuie să apuc să-l vând cu schema ță măcar pe market, ar trebui să-l vând și să fac vreo 5-6 milioane de coins pe el. Atâta, overall cu acest clip, deschis niște pachetele, am adus două carduri noi la echipă. Not bad overall ce s-a întâmplat și actually sunt mulțumit. Inițial am zis că n-aș vrea să-mi pice Cancelo sau portarul, dar vezi că e bine totuși că a picat Cancelo. Uite și am putut să facem această schimbare și să ne facem și cu ceva coins până la urmă pe deasupra. Nu uitați de like, subscribe, noi ne auzim data viitoare. Bye bye!